Salutare! În clipul de astăzi o să am de făcut iarăși o chestie mai neconvențională, să zic așa. Un prieten bun vrea un suport pentru o tabletă într-o cutie de pe bordul mașinii să-l folosească gen navigator. Mi-a dat o cutie pe care a scos-o de pe bord, dar cea care este acum pe bord nu este identică. În sensul că nu are acest capac, iar marginea cutiei vine la nivelul capacului. Da, nu prea o să-mi dau eu seama exact cum o să poată să îl pună, dar o să încerc să mă apropii cât de mult pot. Ce vrea acest prieten? Vrea o bază grea, ca tableta să nu plece prea rapid de pe suport, eventual va putea să o prindă cu bandă dublu adezivă pe fundul cutiei. Ce mă ajută mult e că are acest covoraj cu care voi putea să iau dimensiunile mai ușor din interior, pentru că nu e chiar simplu să măsor acolo. Și o să fac din această bucată de stejar groasă de 3 cm și ceva, cred. Da, e de 3,4 cm grosime, 34 de mm. Sper eu să aibă greutate destul de mare. Voi începe însă cu suportul propriu-zis pentru tabletă, locul unde va fi băgată tableta. Ea are și o husă și va fi lăsată în husă. Am aici o bucată de nuc tăiată și rindeluită în verde și uitați ce se întâmplă când lemnul nu este bine uscat. În noduri se va strâmba foarte mult pentru că îi deschizi porii și atunci el va lucra foarte mult unde are tensiuni. O să îndrept acest capăt, bineînțeles, o să tai și de aici și apoi voi îndrepta scândurica să pot să fac acele margini. Cam cum m-am gândit-o eu la momentul acesta, ar fi să fie un cârliguț aici, un cârlig aici, în care să vină tableta și pentru asta o să dau o gaură cu un burghiu cam de grosimea tabletei, cu tot cu husă. O să văd cam ce dimensiune are și o să dau o gaură, apoi voi veni și voi tăia la drept cu circularul și probabil cu multitool-ul. O să văd exact cum o să pot să decupez sau poate la pendular, la banzig, pardon, să continui tăietura, pentru că pânza fiind rotundă îmi va lăsa un loc netăiat. O să-mi trebuiască două astfel de cleme, una pe o parte, una pe cealaltă, bineînțeles, adică una într-un capăt și una într-un capăt al tabletei, și aș vrea să o fac cumva reglabilă. Ei, aici o să îmi dea un pic bătăi de cap, pentru că tableta este exact la dimensiunile cutiei și va trebui cumva ori să pună tălpile de sprijin ale tabletei mai în interior, cât este pe fundul cutiei, ori nu știu cum o să fac exact. O să rămână de văzut treaba asta. Bun, o să tai prima dată, după cum am spus, bucata asta de lemn și o să fac acele cleme de prindere, de susținere ale tabletei și o să văd cum voi continua. Am reușit să îndrept o bucată de lemn. Am făcut-o mai mare la început pentru a vedea exact cât o să-mi trebuiască. După aceea voi mai tăia, bineînțeles. Ca să marchez, o să folosesc acest instrument, un multi-mark de la Craig, și l-am setat la 17 mm pentru că grosimea burghiului este de 14 și am marcat odată așa.
odată așa și o să avem un centimetru aici, un centimetru aici. Și cred eu că e suficient pentru rezistență. Problema e că nu trebuie să fie nici prea grosolan. Ca să copii cât de cât unghiul de la cutiuță, am pus cutia pe pânză, după cum se vede, și o voi înclina cât să fie mai aproape. Băgat și acele piulițe așa, șuruburile se ating cap în cap și va trebui să fac mai mare această arip, aceste aripi trebuie să făcute mai mari. Oricum vreau să le fac mai grosuțe pentru a nu risca să crape. Deci aripile ce vor veni puse aici. Și aș vrea să aibă joc așa și așa, bineînțeles. Ar mai trebui finisate ceva, ceva, dar mă mai gândesc când o să o fac. Deocamdată vreau să îl termin așa ca pe poziție, să văd cam cum ar veni, eu știu. Nu știu dacă va fi asta varianta finală. Așa. Să vedem. Am marcat deja distanța, o să-i marchez și laterala, spatele cum ar veni, să pot să dau două șuruburi centrate, dar cu atenție cât mai bun, am găsit niște șuruburi lungi și subțirele cu cap Torx. Să o pun pe un pic cu șlefuitorul aici. Am găsit niște șuruburi, sper că bune de data asta, sper că n-am mai lăsat ceva în urmă. Da, e suficient. Bun, deci, când sunt șuruburile destrânse, putem să o coborâm așa și schimbă poziția. Sau putem să o urcăm cât mai mult și vedeți cade mult mai în față. Da?
strânsă așa, vine mai în spate, așa, cum spuneam, nu mai este o strângere, o fixare rapidă, dar cred că e una mai bună, hai să vedem cât de bine se fixează. Și acum este foarte bine fixată. Problema e că, uitați, în această poziție ar avea centru de greutate destul de în spate. Dacă... rămâne de văzut. Ideea e că s-ar putea prinde cu două benzi dublu adezive de spate și fixată pe poziție. Nu am să-i scot încă capacul, o să-mi cer voie. Dacă o să mi se dea voie, o să-mi scot. Dar se vede că în această poziție ar fi cam la margine și nu ar fi prea ok. Tocmai asta nu era și ideal, da? Deci, el mi-a spus că această cutie, de fapt, reciproca, cea pe care o are pe mașină, este la înălțimea acestei. Și vedeți și voi că lovește în această buză. Și dacă îl ridic mai sus, e o problemă. Nu am finisat foarte bine acele găuri și trebuie un pic mai tare de făcut. Asta e o problemă. Are. Bun. Da, dacă îl desfacem suficient, se duce ușor. Da, vedeți, așa, în această poziție, ar trece de nivelul cutiei. Doar că aici ar fi problema... Dacă strâng, o să vedeți care e problema. Se mută centrul de greutate în față mult. Și nu chiar de... Se duce foarte rapid pe față și mai ales dacă va sta un pic așa în bord, cum bănuiesc eu că stă, deja centrul de greutate e mult, mult prea în față. Nu știu ce aș fi putut să-i pun ca și bază să nu se ducă în față, deci va trebui musai să-i pun bandă dublu adezivă. Ideea e că din această poziție, cred eu, că va putea să o regleze astfel încât să vadă destul de bine. Dacă e și un pic în față, știu, probabil că va fi ok. Dacă îl ridicam și mai sus sau făceam aripile astea și mai sus, cred că și-ar fi dat drumul și din banda dublu adezivă, pentru că îl arunca la o frână, sigur îl arunca. În schimb, tableta, după cum vedeți, stă destul de bine. Bine, dacă o întorc cu de tot, cade. Dar așa, pe poziție, ea stă foarte bine și cred eu că nu arată nici foarte urât. Acum vedem.